So you founded the club? It's such an important thing for us to work. At the moment, it's a representative for our company. I've been working on we should have. Sorry, I mean, to talk forever about it. It's very interesting. I'd love to. Successful interview. You know Gary? Gary Davis. I don't know if you know him. He might have. I might have met him. Un eveniment foarte important. Yeah.
What are those things? Doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor, Excelență domnule ambasador, domnule viceprim-ministru, domnule rector, dragi colegi și parteneri, fiți bineveniți în cea mai modernă sală de studii din cadrul Universității Tehnice din Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat această invitație de a face parte din acest eveniment care celebrează un rezultat extraordinar ce reprezintă finalitatea unui proces complex și a unui parteneriat între o instituție de învățământ și o companie privată, compania Amdaris. Astăzi avem ocazia să aflăm mai multe despre acest rezultat de la reprezentanții celor două organizații. Pentru a deschide oficial acest eveniment, îl invit la pupitru pe domnul rector Viorel Bostan. Mulțumesc, Excelența voastră, domnule ambasador, stimate domnule viceprim-ministru, dragi colegi, doamnelor și domnilor, chiar am acum un sentiment de mândrie pentru toată comunitatea academică a Universității că am reușit acest proiect extraordinar, un proiect important pentru Universitate și suplimentar la această mândrie pe care o avem ca o comunitate, vreau să vă împărtășesc un sentiment de mulțumire profundă pentru mediul privat, pentru compania Amdaris, în particular pentru Asociația Companiilor Private în IT, ATIC, în general, pentru acel suport pe care deja îl vedem foarte consistent în ultimii câțiva ani, fiindcă doar împreună reușim să facem lucruri frumoase.
Și e un lucru extraordinar pentru universitate, fiindcă astfel, prin spații moderne tehnologizate, putem face față acelor provocări cu care se confruntă învățământul și, în mod special, învățământul superior din Republica Moldova. Mă refer și la fluxul tot mai mare al celor care optează pentru universitățile din afară, mă refer și la criza demografică pe care noi toți o simțim în universități și mă refer la acel deficit în creștere de specialiști de înaltă calificare cu care se confruntă sectorul. Și doar împreună putem reuși să facem față acestor provocări, iar deschiderea acestui amfiteatru este un pas foarte important, fiindcă astfel creăm condiții moderne pentru studii a viitorilor specialiști, fiindcă această sală este dotată cu tehnologii de ultimă oră care ne vor facilita transmiterea de cunoaștere și crearea de noi competențe pentru studenți. Acest proiect a fost unul foarte complex pentru noi, fiindcă, practic, această sală nu a fost renovată, această clădire nu a fost renovată de la deschiderea sa în anii 80. Noi am reușit să facem un proiect extraordinar. Clădirea a fost anvelopată termic, s-au schimbat toate fațadele, s-a instalat un sistem de ventilare condiționare, am schimbat sistemul de încălzire, sistemul electric. La primul etaj am dat jos toți pereții și am făcut un spațiu deschis unde se vor amplasa viitoarele laboratoare în inginerie digitală, în electronică, automotive, în industria 4.0 și realitate virtuală. Urmează a fi completate aceste laboratoare în cadrul viitoarelor proiecte Erasmus. Unele sunt deja în derulare. Această sală a fost dotată și cu sistem de traducere în patru limbi, cel puțin în cadrul altui proiect Erasmus Plus. Cu alte cuvinte, unindu-ne eforturile pe mai multe proiecte, pe mai multe direcții și cu sprijinul și finanțarea extraordinară a companiei Amdaris, am reușit să avem, cum a fost menționat, cred că cel mai dotat și cel mai modern amfiteatru din Republica Moldova și cred că e un lucru foarte normal, ținând cont că Universitatea Tehnică a Moldovei este cea mai bună universitate nu doar din țară, dar și din regiune și vom servi drept exemplu și pentru ceilalți colegi să renovăm spațiile ca să ne asigurăm că studenții noștri vor beneficia de cele mai bune condiții și de cele mai bune cadre didactice în a deveni profesioniști. Încă o dată vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc și direcției tehnice, care a lucrat, cred eu, în regim non-stop în ultimele câteva luni. Vreau să mulțumesc direcția IT, care a reușit să facă minuni în ultimele câteva săptămâni și tuturor colegilor din administrație și din facultate, domnule decan, vă mulțumesc pentru această realizare extraordinară. Să fie într-un ceas bun! Materialul video pe care îl vom urmări în continuare, putem vedea sala așa cum era înainte, de unde a pornit proiectul și etapele prin care a trecut pentru a ajunge la această finalitate. Deci acesta este pupitrul care îl vor folosi profesorii în cadrul orelor. Nu știu dacă mă descurc foarte bine. Pardon. Mă ajută cineva? Am reușit. Să ne întâlnim la unii de cei mai mari universitari, poți să ne întâlnim cu oricine.
nu se introduce careva sisteme inteligente de gestionare a resurselor și a sistemelor care vor fi incorporate în această urmă de studii. Aici mă refer la un sistem de lumină modern, o să renovăm în totalmente tavanurile, o să instalăm careva anumite high-tech. Parlamentul Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova este reprezentat astăzi de către doamna Marcela Adam, secretară al Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, pe care o invit la pupitru. Onorată asistență, bună ziua. Excelență, domnule ambasador, domnule viceprim-ministru, domnule rector, distinsă comunitate academică, dragi profesori și studenți. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a împărtăși această frumoasă realizare. Este o bucurie aparte pe care o înregistrați cu eforturile comune a celor care v-au susținut și v-au sprijinit în progresul și dezvoltare. Am onoarea, în același timp, să vă salut și să vă transmit felicitări cordiale din partea colegilor mei deputați și din partea Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. În același timp, vreau să mulțumesc în mod special domnului rector și domnului decan al facultății pentru această frumoasă ocazie de a mă afla la început de an de studii aici, alături de dumneavoastră. Este o emoție deosebită pentru mine, având în spate 15 ani de carieră didactică în cadrul Universității de Stat a Republicii Moldova. Inaugurarea unei aule de studii atât de performantă și modernă este cu adevărat un prilej de mândrie și bucurie și vorbește, desigur, despre progresul pe care îl înregistrează Universitatea Tehnică a Moldovei. În dezvoltarea țării, în mod general, Universitatea Tehnică și, în mod special, facultatea dumneavoastră, are un rol deosebit. Un rol deosebit pentru consolidarea societății și a economiei, pentru dezvoltarea durabilă a țării. Astăzi, în acest moment solemn, vreau să vă felicit pentru performanțele pe care le înregistrează Universitatea Tehnică a Moldovei în topul universității.
studenților de țară, dar și pentru performanța de a vă afla în cele mai importante clasamente ale lumii. Cu siguranță, inaugurarea acestei semi performante va spori capacitatea Universității Tehnice de a progresa continuu în acest clasament. Totodată, vreau să menționez că noi, parlamentarii, deputații din Parlamentul Republicii Moldova, urmând programul și viziunea de dezvoltare a țării expusă de președinta Maia Sandu, vom depune toate eforturile pentru a consolida cadrul normativ și pentru a crea condiții de dezvoltare, oportunități de carieră pentru tinerii noștri aici, acasă. Vă mulțumim foarte mult pentru eforturile dumneavoastră. Vă felicit în mod special pentru parteneriatele de dezvoltare pe care le aveți. Ori aceasta vorbește despre o unitate în spirit și în progres de care avem cu toții nevoie. Îmi doresc foarte mult ca și Universitatea de Stat a Republicii Moldova să se bucure de atare perspective. Acum nu-mi rămâne decât să vă felicit încă o dată și să vă urez. Vivat Academia, vivat profesore, trăiască întreaga comunitate academică, profesori și studenți. Vivat Crescat Floreat! Vă mulțumesc! Cu un cuvânt de susținere din partea Guvernului Republicii Moldova, îl invit la microfon pe domnul Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare. Bună dimineața, stimați prieteni, excelență, domnule ambasador Fischer, domnule rector, domnule senator. Sunt onorat să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră aici, în această zi plină de emoții pozitive, și vreau să mă împărtășesc cu dumneavoastră aceste emoții, fiindcă avem un an, un început de an extraordinar la Universitatea Tehnică, cu această minunată realizare pe care an de an, de fapt, ne bucură Universitatea și care își are ușele deschise pentru studenții cei mai buni din țară, cei care vor să îmbrățișeze o profesie modernă. Însă anul ăsta a venit și cu această cooperare extraordinară dintre sectorul universitar și sectorul privat, cei care întotdeauna au știut să găsească punți de colaborare și întotdeauna au știut să găsească acel mijloc de aur, acea valoare pe care s-o aducă noi generații de ingineri. Vă felicit pentru această realizare și din partea echipei extinse a Guvernului vă doresc multe, multe noi realizări și mulți studenți ingenioși, mulți studenți revenitori să învețe și să contribuie la prosperarea țării. Totodată, fiindcă astăzi, tradițional, dăm startul anului de studii, unui nou an de învățământ, aș dori să mă adresez în mod deosebit studenților, iar mai ales studenților din anul întâi a Universității Tehnice, și să le spun că astăzi s-a deschis o nouă etapă în călătoria lor în țara cunoștințelor. Probabil cea mai importantă călătorie în viața fiecărui din noi. Să dea Domnul ca această călătorie să fie foarte fructuoasă pentru ei și să fie una plină de dezlegări de misterii, plină de descoperiri. Și sunt încrezut că vor atinge rezultate bune, întrucât știu deja să aleagă bine. Astăzi ei au demonstrat că știu a alege cel puțin de două ori. Prima dată, atunci când au pășit pragul acestei universități, îmbrățișând profesia de inginer în tehnologie, informației și comunicațiilor, una din cea mai solicitate profesiune pe piață, atât în țară cât și peste hotare. Iar a doua oară, pentru că au ales să învețe la Universitatea Tehnică,
cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior de profil tehnic din țară, absolventul căruia sunt și eu. Vreau să-i felicit și pe domnii profesori care m-au învățat și pe mine, dar care continuă să ducă și noilor generații acea valoare, acele cunoștințe foarte valoroase. Dumneavoastră vă revine marele și importantul rol să fiți ghid, să fiți luminător, călăuză pentru studenții noi. De aceea vă mulțumim foarte mult din partea întregii echipe de tehnicieni și de IT-ști din Guvernul Republicii Moldova și vă dorim să aveți și în continuare răbdare, dăruire de plină și să vă mulțumim îndeosebi pentru efortul pe care dumneavoastră depuneți constant ca să avem o lume mai bună. Vă dorim sănătate și bunăstare tuturor, fie ca nouul an să fie unul plin de descoperiri și de lucruri doar frumoase și fie ca acest an să ne aducă în cale doar oameni buni, oameni și aici la Universitatea Tehnică care să lasă urme adânci în formarea noii generații de ingineri. La mai mult și la mai mare. Să fie într-un ceas bun pentru toată. Avem onoarea de a-l avea drept oaspete pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, Excelența sa, domnul Stephen Fisher, pe care l-am invitat aici pentru un cuvânt de salut. Your Excellency. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Cu mare respect pentru limba română, și felicitări pentru ziua limbii române ieri, de voi schimba la limba engleză. This is from my respect for Romanian language. I would just like to say a few words in English, if I may. Firstly, Mr. Deputy Prime Minister, Deputy Rector, our host today, colleagues from Amdaris, dragi colegi, dragi studenți, dragi profesori. My relationship with technology sort of ended in a professional sense way before most of you were born. But I enjoyed technology back then during my education. And of course, like everybody else who's living in the modern world, we depend on it. And we depend not only on technology, but we depend on innovation. We depend on technology being brought closer to our lives, making our lives more livable, more practical, and in many ways more enjoyable and more successful. And that's what technology does for us, and I think everybody in this room, with the exception of me, is actually dedicated to bringing better technology to people and to enhance their lives. So, firstly, congratulations for the field of study and of teaching that you're all engaged in, and professionally for those colleagues from Amdaris. Congratulations, you are vitally important. And I just wanted to add another remark, which came to my mind thanks to the very positive environment, very positive sort of vibe and feeling I have about this building and about this meeting. Last Friday, I was privileged to take part in the celebrations of the 30th anniversary of the Republic of Moldova's independence. And I heard the president make a speech, an excellent speech, I thought, there in from the Tribune in Stefan Cel Mare Avenue. And she ended by saying words to the effect of, let's make Moldova a country where people are proud to say, I come from Moldova. And I'm paraphrasing, but that was the sentiment that she concluded her speech on. And I thought that was, firstly, an excellent sentiment to conclude on. It implied there was work to be done, let's do it, but it also implied that the goal was a really valid and important one, to make the country a place that people are proud to come from. I'm sure that's already the case. I've been here for 2 years. There are many, many reasons why people should be proud to come from this country. But I'm sure what she was saying was there's more that can be done. And I think the reason that
I'm optimistic as a foreign ambassador observing this country's development. The reason I'm optimistic that that will increasingly be the case in the future comes down to days like today. The partnership between Amdaris and this university, which has made this possible, which has produced this environment in which students and teachers can work together, striving for that excellence, learning skills that will benefit them and also the country. I think this is a very optimistic place. It feels a place full of hope and good reason to be optimistic for the future. So congratulations to everybody involved in this project, from Amdaris and from the university, and I'm sure this is going to be part of the story of Moldova and a part that helps Moldovans in the future say, I'm proud to be Moldovan. Thank you very much, and every success. Mult succes! Thank you. Amdaris, companie internațională cu experiență de peste 10 ani în domeniul dezvoltării de software și al transformării digitale, partenerul Universității Tehnice în acest proiect de anvergură, are astăzi aici mai mulți reprezentanți. Pentru a ne povesti de unde a venit ideea de a se implica în acest proiect, care au fost etapele procesului și cum am ajuns aici, îl invit pe domnul Andy Rogers, co-CEO Amdaris. Firstly, thank you to distinguished guests and for the kind words that they've spoken. Thank you so much. Can everyone hear that okay? Good. It's a dream of ours to work closely with the university here, and that dream comes from our passion for young people. Every year we welcome interns into our business who have their foundations based here. And it's the work that the university do in forming the talent, IT talent of young people, which is so important today. Our industry wouldn't be able to function without that hard work. So it's been a great honor to work with the university on this project. Because it's important to us that these foundations, the young people that are coming through, have every opportunity to become the best they can be. And we're proud to be able to contribute to the economy through the IT industry. And we're proud that this room will now become a place where people will be able to learn more, where communication will spread further, and knowledge will grow. And my reaction, having stood here around 2 years ago and seeing an empty room and coming today, was wow. This is an outstanding piece of work. And I just want to thank a few people for making that work. The university team, Peter, our director, who have worked tirelessly to make this project happen. Mulțumim,
Our dream is that more and more young people, that more young girls as well, will have the opportunity to study, and this room creates a symbol for this for the future. So I look forward with great hope to the start of term and the wonderful experience that the students will get in this new location. Thank you so much. Reprezentând Asociația Națională a Companiilor din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, directorul pentru proiecte speciale, coordonator TechWheel, Ana Chiriță. Bună dimineața, good morning, stimate domnule viceprim-ministru, excelență, stimate domnule rector, aș vrea să merg pe firul pe care l-a menționat domnul ambasador. Eu chiar sunt mândră că vin din Moldova și cel mai mândră sunt că sunt UDM. Acest slogan a fost utilizat de-a lungul multor ani și respectiv cumva ne reprezintă, pentru că fiecare dintre noi are o relație specială cu Universitatea Tehnică a Moldovei. UDM reprezintă este un partener strategic pentru ATIC. Împreună am dezvoltat multe proiecte frumoase, unul dintre cele mai mari fiind TechWheel, chiar în spate aici, și care cumva a deplasat centrul lumii IT în Chișinău. Noi acum zicem că IT-ul se întâmplă în sectorul Râșcan și nu în centru, doar pentru că avem mai multe resurse și mai multe inițiative care se întâmplă aici. Cum a menționat colegii din partea Amdaris, parteneriatele publice-private sunt extrem de importante pentru un viitor mai competitiv, o economie mai competitivă și oportunități mai frumoase pentru studenți. Universitatea reprezintă un punct de sprijin pentru viitorii angajatori, iar mediul în care învață studenții este extrem de important pentru toți cei care sunt aici pentru a genera idei frumoase, pentru a dezvolta startup-uri, pentru a se dezvolta sau pentru a deveni angajați bine pregătiți în companiile din Republica Moldova. În ultimii ani, sectorul IT a crescut, practic, în ultimii 4 ani, practic 50% în fiecare an în exporturi. Asta înseamnă că avem cu ce, avem de unde, avem tineri talentați, avem talent, suntem bine văzuți pe plan internațional. Aș vrea să vă felicit pentru această inițiativă, pentru acest parteneriat și sper că este un rolling out ball sau snowball pentru ca sectorul privat să fie în această universitate care a creat minți foarte bine pregătite pentru companiile private din domeniul IT. Noi rămânem deschiși și vă asigurăm de toată susținerea noastră. Ați menționat Industria 4.0, ați menționat alte laboratoare. Urmează să fie, sper mult că le vom dezvolta și împreună, urmează să completăm și noi cu micile aporturi pe care le putem face pentru ca studenții să beneficieze de ultimele tehnologii aici, la ei, în țară. Mulțumim, Amdaris, pentru deschiderea și suportul pe care l-ați arătat și l-arătați în continuare. Și mult succes tuturor studenților și profesorilor universitari care, de fapt, vor beneficia de acel mediu frumos, competitiv și bine dispus, pentru că lucrurile frumoase încep din medii frumoase. Mult succes în continuare, felicitări! Amdaris este nu doar partener de dezvoltare a Universității Tehnice din Moldova, dar și unul din angajatorii importanți, cu peste 300 de angajați la ora actuală, dintre care peste 200 locali.
mulți dintre aceștia fiind absolvenți ai Universității Tehnice din Moldova. Foștii absolvenți și actuali angajați au avut ocazia să viziteze această sală și au fost surprinși să vadă cât de diferit arată față de momentul în care ei au învățat aici. Și acum, încă o încercare pentru mine. Pentru cuvântul de încheiere, îl invit alături de mine pe domnul Vlad Nanu, co-CEO Andaris. Bună dimineața tuturor! Am puțin emoții, deoarece ca și mulți din dumneavoastră care sunt în această sală, am făcut și eu studiile aici. Și eu țin minte când îngheța bureta cu apă, când încercam să ștergem tabla. Vreau să spun că sunt patru chestii care sunt importante pentru noi, sau sunt importante pentru ziua de azi, și anume deschiderea acestei seri. În primul rând, acest lucru este important pentru universitate. Vreau să mulțumesc trei persoane cu care am conlucrat, pe care pot să-i numesc cu adevărat parteneri din credere. Domnul decan,
domnul Dumitru. Fără de domnul decan, acest proiect nu avea să fie făcut. Domnul rector, cu domnul decan ne cunoaștem încă din bench de facultăți. Domnul rector, nu ne cunoșteam, dar jumătate de oră la telefon, deja a fost clar, universitatea o să meargă numai înainte, o să zboare, numai o să se dezvolte mai bine. Domnul rector, mulțumesc foarte mult. Și neapărat vreau să-i mulțumesc și felicit pe domnul prorector Dinu Surcan, care fără de el, iarăși, nu cred că multe s-ar întâmpla în această universitate. Bravo și felicitări mele. Această sală o să ajute universitatea. Evident că, bine, mobilierul nu-i face pe studenți mai deștepți sau mai pregătiți, dar speranța noastră este că universitatea o să atragă studenți din Moldova, o să tragă studenți din afară Moldovei, o să tragă conferințe diferite, meet-up-uri internaționale. Și asta este un lucru care sperăm că o să beneficieze universitatea pe termen scurt, mediu și lung. A doilea lucru important care vreau să-l menționez este importanța pentru țară. Mai mulți au spus cât de important sunt cadrele, oamenii, resursul uman pentru această țară. Și asta este foarte important, oamenii să rămână, oamenii să nu plece, viitorul este și în Republica Moldova, se poate de plecat la odihnă în străinătate, se poate de plecat în ospiție, nu neapărat să ne mutăm, nu mai stăm în anii 90 în care nu era de lucru. Slavă Domnului, în sectorul IT lucrurile stau foarte bine și nu numai. Eu vă spun din experiența mea proprie, de fiecare dată când revin în Moldova, Moldova se dezvoltă și foarte, foarte repede, comparativ cu alte părți a lumii. A treilea lucru foarte important este pentru compania noastră. Deci, noi, ca companie, investim foarte mult. Noi suntem o companie în creștere și majoritatea profitului care noi îl facem, noi îl reinvestim. Noi investim în diferite colțuri ale lumii. Recent am deschis un centru în Ucraina, mai de mult am deschis un centru în Dubai, acum deschidem un centru în Bulgaria. Deci ne extindem cu pași foarte rapizi, dar cea mai mare investiție care noi putem să o facem și care continuăm să o facem în fiecare an, în fiecare lună, zi, este investiția în resursul uman. Fără de oameni, noi nu avem automatizări, noi nu avem mașinării. Pentru noi cel mai important este resursul uman. Și investiția care noi am făcut-o în această sală, cu Universitatea Tehnică, este investiția în oameni, în viitorul companiei noastre și în viitorul industriei în care compania noastră se află. Și a patrulea lucru important, după cum am spus, este pentru mine. Personal, investiția care eu personal am vrut să o fac, deoarece Universitatea Tehnică este universitatea, mi-am făcut studiile, în care am făcut masteratul, după care, sigur că am continuat studiile în Marea Britanie și am făcut și acolo universitate, dar aici este baza. Aici este, și anume această sală. În această sală eu am dat examenele de intrare, în această sală am dat examenele de stat, îmi pare că se numesc. În această sală, de când sunt minte, chiar domnul Dumitru mi-a dat și diploma sau ceva de genul ăsta. Sau poate era altcineva, nu țin minte exact. Deci, această sală trebuia să fie renovată. Această sală trebuie să fie una din cele mai frumoase săli din universitate și din Republică. Și eu sunt foarte bucuros că noi am reușit să facem... Asta este prima reparație din 1984, din când această sală a fost construită. Și pentru mine, 23 de ani în urmă, eu eram acolo. Și acum noi deschidem această sală. Vă mulțumesc tuturor! Și vă invităm în spatele clădirii, în grădină, pentru o cafea. Mulțumim!